Hai simți o găuri, frate. E mică găura. Eu i-am făcut machiajul mare, what? Deci cum am spus și la început, eu și Mara Ognean. Nu de mult mai exact, acum un an se zvonea de mine și de Mara Ognean că suntem împreună. Iar astăzi sunt aici să vă dezvălui tot fiecare strop de adevăr care n-a apărut pe cameră, dar să vă și povestesc care e toată faza. Totul a început de la acest YouTuber numit Cipeinus, fratele meu, tatăl meu, cum vreți voi să-i mai ziceți, care a avut o idee mirobolantă și a zis: într-o seară în care eram la mine, stăteam, uite acolo pe canapea, Pain era nu știu și mă întreabă: "Bă, Robi, tu ai un celebrity crush?" Și eu am găsit că o să fie o conversație din aia pe care o avem noi noaptea cu da, frate, îmi place și mie de Madison Beer, spre exemplu. Eu nu știam că el de fapt coace ceva aici în capul lui. Și Miriana, care era lângă mine, deci eram acolo, Miriana era acolo. Eu cred că îi place de Mara Ognean. Și a zis Pain: "Da." S-a dus în bucătărie, a sunat-o pe Mara. Mie nu mi-a zis nimic din ce se întâmplă. Și face: "Bă, Mara, am și o idee, gen, hai să facem o relație pe internet între tine și Robica." Eu cu Mara până atunci cred că ne-am văzut o dată sau niciodată, nu știu, o dată. Nu, cred că nu ne-am văzut niciodată de fapt. Și asta a fost, atât i-a trebuit până să vedeți cadrul ăsta cu mine din mașina lui Pain. Mamă, Mara! Asta n-a fost reacția mea. Că nu voiam să par cringe pe internet. Mamă, dar ce stop cadru am dat și eu. Gata, îl punem pe Painuț grăsuț, să-l vedem aici pe ecran. Prima mea reacție când am urcat în Mustang, nu știu dacă are Pain vere în filmarea. E 8 dimineața, ok, nu o să-l sun pe Pain să-i cer acum filmarea. Dar prima reacție a fost: "Hei, Mara, ce faci?" Și face Pain: "Atât?" Și zic: "Frate, cum ai vrea să reacționezi? Mamă, Mara Ognean, nu știu ce." Și a tăiat din context și a lăsat-o doar pe aia. Painuț, te știu și vezi că se întorc, fraiere. Vin după tine, Narat, și-ți fac un prank. Cel mai rău prank din viața ta. Așa că așteaptă-te. Bine, l-aș face dacă vlogul ăsta ar face 5.000 de like-uri. Doar zic, nu vă oblig să dați like sau să vă abonați canalului. Treaba voastră ce faceți. Și hai să vedem ce a explicat el aici în vlog. Vreau să fac o surpriză lui Robi. Ideea e că Robi are crush pe cineva din online. Mai exact pe Mara Ognean. Poate vă întrebați: "Bă, dar cum ți-ai dat seama că are crush pe ea?" Păi, nu a fost chiar atât de greu să-mi dau seama, fiindcă Robi tot timpul trimite TikTok-uri pe... Bă, ce-i drept? Da, se întâmplă asta, trimiteam TikTok-uri de la Mara și așa, dar țin să precizez, Mara acum are un logodnic, dacă nu mă știu, sau mă rog, un iubit extraordinar. Mă înțeleg atât de bine cu el, prima dată când m-am întâlnit cu ei doi la un eveniment, nu știu, vere, tipul cu care am, e împreună și eu, ne înțelegem foarte bine, gen, suntem prieteni cu toții. Și, bă, sunteți un cuplu extraordinar, sincer. Sunteți doi oameni tari, doi oameni frumoși, doi oameni care vă potriviți 100%. Vă iubesc. Sper că nu e greșit să zic asta, gen, vă iubesc pe voi doi ca un cuplu. Vreau și eu ca relația mea să arate ca a voastră, gen. V-ați prins voi. Grupul nostru de prieteni cu Mara și îmi trimite și pe privat TikTok-uri de genul. Așa că eu ieri am sunat-o pe Mara și am întrebat-o dacă... Aia era făcută pentru vlog, cred. Nu mai știu exact ce era în capul meu atunci, dar cred că aia era făcută pentru vlog. Stai, mă, să vă zic sigur. Da, era făcută pentru vlog. Am sunat-o pe Mara și am întrebat-o dacă vrea astăzi să-i pregătim o... Nu vreau să vă bag în cap faptul că vlogurile lui Pain sunt false sau așa. Ăsta era un skit vorbit de dinainte. Știam ce se întâmplă. A fost o temă de-a noastră. Acum să nu rămâneți cu impresia că toate vlogurile sunt fake și așa mai departe, că nu e adevărat. Pizzul lui Robi, să vedem cum o să reacționeze în momentul în care o să se întâlnească cu Mara. Sper doar să nu doar în momentul în care sunt, că ar fi aiurea să fie Mara aici și Robi să nu răspundă la telefon. Mara, ești pregătită? Sunt pregătită. Deci, ideea e că Robi are crush pe tine. Tu ești crush-ul lui. Așa. Și vreau să-i fac o surpriză. Dar de unde ești tu că sunt? Nu părea foarte surprinsă. Surprinsă. Crush-ul din online. Fiindcă, fii atentă. Bine, sper să-i facem o surpriză plăcută. Nu ne-i plăcută că sunt eu aici. Da, da, păi o să fie o surpriză plăcută. Vezi că e îndrăgostit de tine. Da, nu, din ziua asta eu și Mara, gen, suntem prieteni. Suntem doar prieteni și atât. Mara e o fată extraordinară. Fiecare dată când am avut ocazia să stau să vorbesc cu ea și așa, și pe la cluburi și în bus house, nu știu, ne-am înțeles foarte bine. M-a ajutat cu chestii, nu știu, e, bă, ce poți să-ți dorești mai mult de la o prietenă, gen. Mara, ești tare rău de tot. Poți să cobori puțin până aici în fața blocului tău. Merge să mâncăm. Și s-a mișcat extrem de repede, gen, aseară am vorbit, mâine dimineață a venit cu Mara. Eu nu eram pregătit de nimic. Oh, uite-l. Ceva Robert. Omo! Bă, dacă... Mă, bă, era mare. Wow! Nici părul nu mi-l ținea cum mi-l ținea. Acum sunt un copil lemon, neînțeles. Bine. Țineam ridicat. Vai de viața mea, ține. Wow, cum arătam. Unde mergem? Nu ia să mâncăm la restaurant. Bună, Mara, încântată. Uite, vedeți? Aici e un cat. Aici am zis, bună, Mara, bă, vin gândat, ce faci? Mă, Mara, e Mara! Astăzi ești pregătit să-ți petreci o zi cu crush-ul. Bă, eram mare rău, bă. Tău? Da. Vă dați seama ce awkward era situația când eram acolo, Mara era în spate și face Pain: "Ești gata să-ți petreci o zi cu crush-ul tău?" Că eu și Mara nu ne-am întâlnit niciodată înainte, aparent. Bine, tu la sincer ai să vezi dacă ai zis că sunt crush-ul tău de pe internet și poate nu mai sunt crush-ul după ce mă cunoști. Da, nu știu, vedem. Nu ți se pare că ești ca... Oh, no!
cam târguit așa cu noi. A treia rată, nu? Da. Pune, nu vrei să pleci. Noi eram la masă frumos, nu puteam să vorbim, că era pe cu camera așa pe noi când ziceam eu ceva. Hop, 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 hop. Nu mă, eu stau aici. Bă, ce-i drept, poate aici ce că bă, mă vedeți pe mine așa și să zici că sunt din topor și așa, nu vrei, sunt un copil mic. Eu sunt anxios, eu sunt, nu știu, dacă mă pui la masă, nu pot, nu pot, aoleu. Bă, trebuie să stau și eu mai relaxat, veri. O să stau relaxat tot restul clipului, ca să nu mă mai simt cum mă simțeam atunci. Cine ți-a dat mesaj? Asta cu cine ți-a dat mesaj? Am făcut-o la mișto. S-a întâmplat, chiar îi dăduse cineva mesaj mare. Și s-a întâmplat ca Pain să filmeze atunci. V-am zis că Pain era non-stop cu camera, tic, 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 tic. Și eu voiam să fac glume, eu sunt glumeț. Eu cu mine, dacă ești, tu râzi. Sunt niște obiceiuri mai vechi. Pun apă. Nici nu e sete. Am înțeles. E dulce. Mulțumesc. Și drăguț, Robi, din partea ta, un gentleman adevărat. Iar sunt un gentleman. Așa, da. Deci nu mai întreb ce de la ce ai primit mesaj niciodată? Dar nu chiar așa, e primul date. Ce urât eram tuns acolo. Agache, dacă vezi filmarea asta, îți mulțumesc că m-ai făcut să arăt un om frumos. Acum sunt netuns, o să vin la tine și o să-ți sărut mâna. E bun. Gândeam că ne simțim confortabil deja unul cu altul, nu-i așa? Da, normal. Ce să ne simțim confortabil, frate, că numai așa vorbeam, ești prost? Poți să iau pasta, că vreau să fac ochii. Vreau să suc din aceeași pastă cu Mara, dacă vrei să zic sincer. Dar nu pot să o iau. Asta a fost ideea lui Pain. Mă, că am scos-o. Ce-am făcut? I-am dat... Wow, vă rog, hai să ne uităm iar. Nu cred că așa funcționează un date. Ba da, stai că... Te-ai uitat la prea multe filme, Robi. Bă, ce doamne? Bă, cât de aproape reducem! Voiam să pun pauză și să zic, ok, atât de aproape am fost eu în toată viața mea de Mara Ogneangen. Da, ok, da, atât de aproape. What the fuck, nu mai țin. Bă, chiar am fost aproape, ești nebun, am fost curajoși. What the fuck. Mă bucur că vă înțelegeți. Bă, chiar ne-am înțeles bine. Îți faci impresia acum, nu? Da, niciodată vadă, ne mânca paste. Să vadă că știu să mănânc paste. Știi să gătești paste? Normal. Let's go. Să gătiți orice, chiar dacă nu-mi pare. Minți. Mai târziu în vlogul ăsta o să vedeți că Mara mi-a și gătit. Chiar știu să gătiți orice. Da. Mamă. Wow! Aici făceam un TikTok, hai să vă și arăt TikTok-ul. In my world, everyone's a pony and they all eat rainbows and poop butterflies. That's beautiful, Katie. Cât de dedicată era Mara să facă toate chestiile astea cu mine. Un no-namer atunci. Nici acum sunt departe, dar nu contează. Și acum am ne duceți acasă. Da, acum mă duceți. Hai, șoferul meu, sunte. Ce d-astea urâte, șoferul meu, când era fata aia în spate. Bă, Robi, nu ți-e un pic rușine să îi spui așa prietenului tău, șoferul meu? Era sub formă de glumă, evident. Dor de mă. Cum te simți? Bine, a fost tare. Câte view-uri are vlogul ăsta? 306.000! Bă, dar numai ce ai mâncat, iară mănânci? Bă, la masă n-am mâncat foarte bine, că am... Bă, ce era greșit cu mine, vere? Nu mă înțelegeți, nu e greșit să fiți mai plinuți, mai așa, pentru că sunt... Eram mai, dar acum, cum am zis și mai de mult, vreau să fac o schimbare cu mine, gen, vreau să arăt altfel, vreau să așa. Și mă uit la cadrul ăsta cu mine, vere, și mă simt dezamăgit, că gen, știu ce am eu în cap. Crezi și n-am mâncat tot. N-are să și zic, ba da, să vadă că nu sunt mâncăcios. A zis că o să facă paste, corect? Așa. Vreau pastelei. Am înțeles, deci vrei să facă Mara paste. Exact. Bun. Ok, acum că ați văzut introducerea mea și a Marei de a fi împreună, păi nu ți-a decis, hai frate, să-i umplu casa cu poze cu Mara Ognean și să-mi vadă mie reacția. Ia uite-l și pe Sebi, bă, ce doră mie de ei. Recent i-am sunat și am vorbit cu ei. Ia uite-i, bă, fix în camera asta se întâmplă tot, cred, nu? Da, vreți să vă zic un secret? Eu până de curând am avut toate pozele astea într-un sertar. Bine, mă, băiatule, altceva, bă, altceva, altceva. Ia uite, bă, migeții ce s-au chinuit, vere, să ajungă la tavan acolo să-mi pună mie poze. Oh, mai sunt o grămadă de poze. Bă, trebuie să punem și în dormitor, nu? Da, hai să mergem în dormitor. Hai să mergem în dormitor acum. Ia ne ajută aici cu scociul. Bă, avem destul de multă treabă. Bă, dar și dormitorul ăsta e imens, mă, frate. Deci, pe lângă reacția lui Robi, sunt curios cum o să reacționeze Mara când o să o sunăm pe FaceTime. Da, și ce poze au ales, bă? Și cam astea au fost pozele. Oamne, cum mi-a arătat camera. Bă, mă sună Robi. Ce poze avea cu mine? În sfârșit. Acum am intrat în blog, sunteți la mine?
Da, încă suntem la tine, încă abia acum am terminat de editat. Hai da. Nu are cuvinte. Pa, pa, pa. Mamă, mamă, cum o tracteze? Cum o tracteze? Fie fericit. Apare pe ce vrei tu, poate să-i placă. Hei, Robi! Ce faci? Bine. Bă, Vere, eram zombie. Băi, Vere. Mamă, câte suni. Dar ce cum ți-am decorat casa? E tare. Vrei să te mint? E tare rău. Nu se le dau jos, să știi. Ce? De ce le-aș da jos? Nici unghiul din care mă filma Pain nu m-a avantajat pe mine, că el m-a filmat de jos, de jos. Nu e bine să mă filmezi pe mine. Nici acum. Bună. Uite, ești aici pentru la. Păi, e tare. Vrei să te mint? Hai să facem un selfie. Oh, frumos, da. Te dau și chip în chat. Tu ai băcut pentru când vrea. Robi, sper că ți-a plăcut cadoul. Am pus și aici și câteva poze la setup-ul tău cu Mara. Să vezi cu ce... Uai, ce spore editez acum. Se uită în ochii mei. Se uită Mara Ognar în ochii mei când editez. Da. Na, cum ți-a părut acest prank? O să mai faci. Toată casa mea să fie plină cu poze. Nu uitați să vă abonați și la Robi. Reacția Marei. Sunteți nebuni, mor, sunteți altceva. Bun, alea au fost vlogurile de pe canalul Pain. Acum vedeți aici un cadru minunat cu mine și cu Mara Ognean, cum eram afară. M-am legat cu cătușe de Mara, crush-ul meu. În clipul ăsta Mara mi-a gătit, nu mai știu ce am făcut. Am mers la mall. Hai să vedem împreună. Am mâncat. Astăzi, oameni buni, o să facem ceva mai nebun. O să-ți arăt doar atât. Wow, ce intro am făcut. Oamenii, astăzi o să facem ceva mai nebun. Îți arăt doar atât și m-am uitat la Mara și am învârtit niște cătușe pe deget. Doamne, 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 doamne. Nu, nu. Știți deja cu cine este alături. Dacă am nefie la baie, ce facem? Probabil în următorul clip o să luăm un abonat care o să petreacă o zi cu mine și cu Mara. Așa că abonați-vă și neapărat dacă mai vreți clipuri cu Mara. Hai să facem la clipul ăsta 20.000 de like-uri. Oferta încă e valabilă. Dacă vreți să petreceți o zi cu mine și cu Mara Ognean, abonați-vă canalului și hai să strângă vlogul ăsta 20.000 de like-uri. Aoleu. Nu, dar gen la 5.000 eu aș fi foarte fericit, să știți. Îi facem prank-ul ăla lupei de care v-am zis și neapărat abonați-vă canalului. Nu că zic, dar doar vă spun. De prost, și m-am trecut și prost. Real, noi la final când ne-am descătușat, am descătușat-o doar pe Mara pentru că mie mi s-a blocat cătușa aia pe deget. Nu vreți să știți. Eu am dat-o jos. Cum am dat-o jos? Dădeam așa ușor cu ciocanelul și am văzut, bă, nu se rupe. Ce fac? Că nu puteam să dau jos cătușa. Bă, și m-am enervat, cumva am ținut mâna așa, aici lângă era cătușa. Nu exista un risc de accidentare sau ceva. Am dat cu ciocanul tare, bă, și a trebuit să îndoi cătușa ca să pot să s-o rup efectiv, că nu se mai dădea jos. Stai, mă, că te ajut eu, că te-ai strâns prea tare, prostule. Dar nu știu nicio. Cum fac? Aia nu-i rup. Opa. Opa. Blocați. Bă, practic ar trebui să faci chestia asta, gen. Da, nu vreau să fac, lasă. Lasă-l, mă, bă, nu mă strânge. Ai văzut? Mamă, nu vreau să fiu în viața mea la pușcărie, e greu. Au! În sfârșit am terminat toată treaba. Bă, ce glume, Vere, noi, de amuzanți ce-am fost, doamne! Vreau să uită toată lumea la noi. Vreți să mă simți ceva haine? Deci se uită toată lumea la noi, că suntem în cătușe sau că era Mara Ognean lângă mine? Haine, pe sunt proviziu cu ăsta. Norocul meu. Nu, vreau să mergem la Mica, dacă tot face ce vreau eu, că sunt încă pe șată de el. Și după aia vreau să mergem la... Îmi iau un top. Bine, hai. Și-a luat Mara Ognean top legat de... Cum s-a schimbat? Nu vreau să vă ajute să vă scoateți mâncarea? Nu, că am reușit. Mă să lași puțin mâna jos, te rog. Mi-am luat și o salată frumos. Ați văzut când era Mara Ognean cu mine paste, salată. Când nu era Mara Ognean cu mine o shawarma puternică. Bravo, Robi. Bravo, Robi, băieți, take notes. Îmi bag mâna mâncarea ta, nu ia fatele. Vă zic cât microbi am acum în gură. De ce? Că am desis asta cu gura. Nu cred. De ce te dragi când mănânci? Vreau să mănânc liniștită. Bă, real chiar era foarte greu să mănânci pentru că Mara mânca cu mâna dreaptă. Mâna mea stângă era legată de ea și cumva eram departe unul de altul. Și eu când voiam să mănânc, mâna mea se ducea așa, gen, și nu puteam să mănânc. Oh, let's go, mănânc pești, pui cu lămâie. Asta bine, ești la dietă, Robi, ai uitat? Ai renunțat la lămâie aia. Da. Hai mă, că vă descurcați, eu zic că mâncați ok. Lasă-mă să mănânce liniștită. Ce bully eram. Bă, Robi, dar tu ar trebui să fii un gentleman. Ar trebui să ai răbdare până când o să mănânce Mara. Mă mai tragea din când în când, gen. Uitați aici, așa o strească să stau până ajung acasă. Pentru că oricum, dacă aveam permis, nu puteam să conduc eu. Că stătea Mara pe geam. Și... Nu aveam permis de conducere. Ați văzut că la cât de bine mi-a mers cu femeile. Am început să postez mașini pe canal. Da, dacă am stat... M-ați înjurat. Așa e mai ok, dar se supără prostul ăsta dacă te ating. Părem pe Inuț, fix în ziua filmărilor mi-a făcut un prank. Da, te rog frumos, Robi, să... Oare a postat prank-ul ăsta? E vorba despre un vlog în care pe Inuț a încercat să mă facă pe mine gelos. Din el se dădea la Mara, Mara se înțelegea mai bine cu el. De asta Mara se trăgea când mânca. Doamne, acum fac legătură toate. Distanța
față de mare, un picuț așa. O ating. Mă târă după ea. Pe unde găsește efectiv? Acum vorbește cu Miriana, sunt în spatele ei legat cu cătușe. Ai un eyeliner? Da. Îmi dai și mie, te rog. Imediat. Negru? Da. Poți să te greșesc? Că era brunetă. Eu i-am făcut machiajul mare, what? Nu. Ringa, să o greșesc? Nu. Ce faci, Miriana? Bine. Nu știu dacă i-am făcut machiajul sau nu. Vă dați seama dacă ea cade ca și eu? Am înțeles că o să avem o salată cu... Vă dați seama dacă ea cade ca și eu? Pe bune că cădeam și eu. Și mie nu mi se pare nimic mai ocor decât să cazi în fața cuiva. Mai ales dacă ginești cu crush-ul tău sau o de-asta. Bucătărie, dar apărăm facem o salată. Ce cadru bun. Doare mâna. Am un câine în casă? Ce dai la salată? Vreau un cuțit. Eu n-aveam cuțite în casă, băi, eram foarte proaspăt mutat la București eu. Nu. Nu are. Nu are. Ba, am dat, fii atentă. Nu are să așa ceva. Nu. Când ești acasă, ce mănânci? Nu îți gătii niciodată? Ok, aduce mama lui șniță. Bă, ce părăcioasă e Maia, Maia, doamne. Vreau să zic Mara și Miriana și a ieșit Maia, nu știu cum. Bă, ce părăcioasă e Miriana, nu că-i aduce mama lui șnițele. Bine, poate din când în când îmi mai trimite mama mâncare. Mama, te iubesc, mulțumesc foarte mult. Dar acum știu să îngătesc, îngătesc singur. Dacă vreau să gătesc, doar că n-aș pe avere să gătești, că trebuie să stai să speli pate. Da, ba, așa. Un cuțit în casa asta. Păi, mă descurc cu ăla. Ai ceva în frigider? Are lapte, stricat. Chiar cred că e stricat. Dacă vrei să continui să gătești, nu frigider. Dacă mă duc acum în frigider, fac pariu că am un lapte stricat încă. Nu, nu e ăla de atunci, dar 100% am lapte stricat în frigider. Te lângă mine că îmi smulgi mâna. Da, skill-urile mele în bucătărie încă sunt la fel. Da, mi-a dat în gură. Ce prost. Și aia se ceartă în trei, frate, efectiv. Unul în vacanță și unul pe legă. Nu știi, frate, cât de ușor să faci ședar? Ia-ți, mă, nu te pricepi, nu te pricepi. Știu să-mi pricepi. Doare, cât de dor îmi e, bă, de omul ăsta, vere, Pain. Bă, îl iubesc și-l ador. Doamne, cât râdeam cu el. Uf, Pain, te iubesc. Băi, chestia pe care o urăsc eu în viață e să gătesc. Adică, nu prea știu să gătesc, dar așa că bag mâna în carne în fie. Dacă o pui problema așa, da. Arată senzațional. Chiar arată bine, mă pricep? Da, super bine. Mara a făcut tot, eu doar am amestecat puiul. Mulțumim că v-ați uitat la acest vlog. Dați-i subscribe-ul Robi pe canalul lui de YouTube. Dați-i... Bă, mie nu vine să cred că de drăguță era Mara Vere cu mine. Incredibil. Aici mai vedeți iarăși un cadru cu noi doi, în care am explicat teoretic ce am făcut în vlogul de mai devreme. Dar hai să-i dăm play care 10 secunde TikTok-ul și să vedeți și TikTok-ul ăsta. Băi și fete, astăzi o să fiu legat de Mara 24 de ore. Nu știu dacă o să terminăm ziua asta cu bine, pentru că nu se ne înțelegem, dacă nu mă tragi de mână prea tare și mă smuțești, o să ne înțelegem. Nu știu, o să vedeți vlogul la mine pe YouTube, neapărat follow mie, follow Marei. Și atât. Și ultimul vlog pe care l-am cu Mara Ognean, care se numește exact așa: ce se întâmplă între mine și Mara. E un cadru noaptea cu o lumină caldă pe noi, eu și ea, nu știu dacă foarte fericiți, hai să vedem. E din nou la masă pe mine și pe Mara. Bă! Ce am făcut bă aici? Astăzi, oameni buni, veți afla adevărul despre mine și Mara, pentru că în momentul de față e un subiect destul de controversat de către comunitățile noastre și am văzut și foarte multă susținere pe subiectul ăsta și pentru mine și pentru ea, dar câțiva dintre voi v-ați aprins puțin cam tare și ați început să fiți răutăcioși în comentariile Marei. Așa că astăzi, puțin mai târziu, o să mergem, o să ne vedem cu Mara și o să vă explicăm tot ce se întâmplă. Am ajuns din nou la cadrul ăsta, hai să ne uităm împreună. Suntem din nou la masă pe mine și pe Mara, un subiect destul de controversat. Băieți și fete, am văzut că e suport mare pe tot subiectul ăsta. Dar ideea e că... Bă, și chiar era gen, făceam câteva sute de mii de views la tot ce se întâmplă Robi și Mara. Mie mi se pare fascinant, aveam taguri în TikTok-urile ei, ea avea taguri în TikTok-urile mele. Ne dădeau oamenii taguri în tot felul de TikTok-uri, incredibil. Mulți s-au aprins foarte mult degeaba, pentru că eu și Mara ne înțelegem foarte bine. De cât timp ne cunoaștem? Nu înțelegem, mi-a bubuit TikTok-ul cu comentarii în care sunt eu tagat. Dar nu sunt neapărat cele mai bune comentarii, pentru că eu dacă mă afișez cu o fată, nu e iubita mea. Ea dacă se afișează cu un băiat, nu e iubitul ei, corect? Și au fost foarte multe comentarii răutăcioase la TikTok-urile Marei. Mă rog, ăsta e TikTok-ul. E un TikTok cu un băiat care l-am cunoscut eu în influență din Danemarca, care e nu am absolut... Da, aici știu că făcuse Mara un TikTok cu un tip din Danemarca, gen când urca ea pe niște scări rulante. Și a avut foarte multe comentarii cu ce se întâmplă cu Robi, 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 unde e Robi, de ce e lui Robi, de ce pățește Robi asta, băi? Wow, se pare că am și făcut un răspuns la asta pe TikTok. Ia, stați așa să-l caut. Băi, Mare,
Hai să vă faci una cu asta. Noi suntem prieteni foarte buni, mă rog, de cât timp ne cunoaștem. Tot a fost pentru entertainment. O să aveți un clip în curând pe canal în care vă explicăm tot. Să-l mai săriți în comentariile, mulțumesc. Wow, ok, bun, ăsta e TikTok-ul pe care l-am postat înainte, clipurile la care ne-am uitat un pic mai devreme. Și v-am zis, era foarte multă susținere pe asta, avem 15.000 de like-uri și 100.000 de views. Acum hai să continuăm cu videoclipul. Nu nicio treabă, suntem prieteni, ne-am prietenit acolo. Și lumea, toată lumea a nebunit, zicea că săracul Robi, că nu știu ce, că robinetul, ce spațiu. Da, băi, și nu știu, eu n-am fost niciodată trist pe tot subiectul ăsta, gen. Și nici nu aș afișa dacă aș fi trist. Dar oricum au fost comentarii de genul, nimeni nimic robinet și e o poză cu heartbreak. După aia e, păi și robinet unde e? Robinet, îmi pare rău de tine, săracul robinet și din astea. Săracul de el, mi-i poți de el. Acum ești nouă, înainte să vorbească camera, am stat și am bocit și am rugat-o pe Mara. Mara, nu mai face TikTok-uri cu alți băieți, te rog. Băieți și fete, ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni foarte buni. Toată chestia asta a pornit așa, din un clip și după aia joacă, nu? Da, din pur și simplu am făcut clipuri la Caterinca și noi facem clipuri cu am colaborat împreună. Exact. Dar nu cu scopul de a vă face pe voi să râdeți. Pentru că m-am făcut să râd. Ne-am legat cu cătușe. Am nebunit pentru acele vloguri. Dar nu suntem împreună și din nu avem o... Nu suntem pe combinații sau avem o chestie de asta. Pur și simplu suntem prieteni și facem vloguri împreună. Exact. Vă dați seama ce era în inima mea atunci. Nu, glumesc. Cum apreciem susținere. Și chiar a fost susținere. Deci cum am spus și la început și cum s-a motivat mai târziu, eu și Mara Ognean nu am fost împreună. Money line.